prieteni, vin din nou în fața voastră. Hai să vorbim acum puțin despre referendum și ce anume vrem de la țara aceasta în lunile și anii ce vin. O las pe colega mea să spună câteva cuvinte. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, cum spuneam, sunt iarăși în fața domniilor voastre. Ordonanța de urgență s-a abrogat. Dar noi de ce suntem în stradă? S-ar putea întreba cei care nu sunt alături de noi. Suntem în stradă pentru că lupta continuă, pentru că vrem să tratăm o cauză, nu un efect. Ordonanța de urgență este un efect. Un efect al unei societăți, al unei disfuncții la nivel legislativ. Prin referendum putem trata cauza. Tema viitorului referendum anticorupție trebuie să ia în calcul următoarele obiective. Punctul 1. Stabilirea prin Constituție a incompatibilității funcției publice cu aceea a unei persoane cu antecedente penale. Fără penal în funcțiile publice! Vrem justiție, nu corupție! 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 Punctul 2. Suspendarea funcționarului public sau a demnitarului la trimiterea în judecată. Punctul 3. Eliminarea avizului parlamentar pentru urmărirea penală a demnitarilor. Vrem dreptate, nu imunitate! 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 Punctul 4. Posibilitatea ca cetățenii să se sesizeze direct și neintermediat neconstituționalitatea unei ordonanțe de urgență sau unei legi. Acum o pot face 4 persoane. Președintele, președinții celor două camere, a Senatului și a Camerei Deputaților și avocatul poporului. Vrem să avem un cuvânt care să fie auzit. Și apropo de avocatul poporului, în ultimul moment să atace ordonanța, nu domnule Ciorba, rușine, și dumneavoastră trebuie să plecați! Constituțională să poată suspenda aplicarea unei ordonanțe de urgență sau legi până la soluționare, dacă există o evidentă neconstituționalitate. Acestea sunt niște puncte asupra cărora ne-am oprit și aseară, dar ele constituie teme pentru un viitor referendum. Astfel, îi cerem președintelui României să includă în tematica referendumului pe care dumnealui l-a anunțat deja cele 5 puncte pe care le-am citit mai devreme. Referendum! 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 Referendum!
buzuim!